Bună, bine ați revenit pe canalul meu. Stăteam să mă gândesc acum dacă anul trecut am făcut videoclipuri cu preferatele lunii, dar nu cred că am făcut. Și dacă am făcut, cred că am făcut foarte puține sau ceva de genul preferatele anul timpului. Mie îmi place foarte mult să urmăresc astfel de videoclipuri cu preferatele lunii, dar personal nu am atât de multe produse lună de lună despre care să vă vorbesc, pentru că nu se schimbă atât de des preferințele mele. Și nu descoper atât de multe lucruri încât să vin la sfârșitul fiecarei luni și să vă vorbesc despre acel produs. Cu toate astea, m-am gândit că ar fi drăguț să încerc să fac lunar. Nu știu dacă chiar va fi pentru fiecare lună anul acesta, dar mi-ar plăcea ca la sfârșitul fiecarei luni să vorbim puțin și despre lucrurile care mi-au plăcut, dar și despre cele care mi-au plăcut mai puțin. Și când mă refer la lucruri, nu vreau să mă leg doar de cele fizice. Poate să fie și un eveniment, poate să fie și un sentiment, orice mi-a provocat așa o stare de fericire sau care m-a dezamăgit. Așa că m-am gândit că titlul cel mai potrivit pentru acest videoclip ar fi ceva de genul Numele lunii cu bune și rele. În cazul de față se va numi Ianuarie cu bune și rele, pentru că un alt titlu nu am găsit, ăsta mi s-a părut cel mai potrivit. Și sper să vă placă și vouă. Am să încep mai întâi să vă vorbesc despre lucrurile care mi-au plăcut, să începem așa într-o notă pozitivă. Și în cazul în care am ceva care nu mi-a plăcut foarte mult sau m-a dezamăgit în luna respectivă, voi lăsa fix la final. Și un spoiler, vă spun că da, pentru luna asta am ceva care m-a dezamăgit, să zicem așa. Dar încep prima oară cu un produs care mi-a plăcut foarte mult. Și e ceva în sfera de make-up, este vorba despre această pensulă de la Zoeva, numărul 101, se numește Luxe Face Definer. Mi-am cumpărat această pensulă destul de recent, de Black Friday, dacă nu mă înșel, sau oricum au avut ei pe site reduceri de până la 70% și am zis că să mi-o cumpăr, pentru că vroiam și o pensulă de bronzer mai pufoasă, mai stufoasă așa. Și m-am uitat foarte mult pe internet să găsesc păreri legate de cele mai bune pensule de la Zoeva pentru aplicarea bronzerului, pentru că îmi plac foarte mult pensulele Zoeva, de asta m-am uitat doar pentru această firmă, după această firmă. Și pe lângă aceasta mai era încă una, cred că Multifunctional Face Brush, nu mai știu exact ce număr avea aceea, cred că 105, dar s-ar putea să zic prostii, însă voi lăsa o poză și cu aceea pe ecran. Dar mie mi-a plăcut foarte mult forma acesteia, pentru că este pufoasă, stufoasă, dar după aceea e foarte tapered, se zice în engleză, este foarte filată, spune eu, și are așa forma asta de, cred că de ascuțit, deci nu e lat așa, nu se extinde, pur și simplu vine, se adună așa la vârfuri. Și este o pensulă destul de similară cu cea pentru blush de la Real Techniques, cea originală, prima care a apărut. Am avut-o și pe aceea, dar nu o foloseam, nu știu de ce, mi se părea mult prea mare pentru fața mea. Asta mi se pare că e, deși pe net par identice, nu, mie mi se pare că e puțin diferită ca și formă și se așează mai bine pe conturul feței mele. Și îmi place atât de mult, de când am descoperit-o, de câte ori mi-aplic make-up, o folosesc și pe ea. Am folosit-o pentru bronzer, am folosit-o pentru blush, pot să o folosesc și pentru pudră. Este destul de versatilă pensula asta și nu regret deloc că am dat banii pe ea. Am fost puțin speriată la început, pentru că își pierdea din fire destul de mult, dar după a doua spălare nu am mai avut problema asta și îmi place extrem, extrem de mult și vă recomand în cazul în care vreți o pensulă așa mai dolofană, să zic, pentru aplicarea bronzerului pudră. Cred că merge și pentru bronzer crema, n-am încercat, dar am văzut că fetele pe internet o folosesc și pentru produsele cremă și sunt foarte mulțumite. Da, la capitolul make-up, sincer, nu am altceva să vă arăt, pentru că luna asta cred că m-am machiat de maxim 5 ori și de câte ori m-am machiat am încercat să mai schimb produsele. Tot zic că e bine să le mai rotesc ca să nu mă simt vinovată că stau acolo nefolosite și să simt că le folosesc pe toate. Dar nu am altceva să vă arăt, așa că doar pensula rămâne în capitolul de make-up, însă am ceva pentru păr. Este un produs pe care l-am descoperit tot așa, cred că în noiembrie-decembrie, și deși eram tentată să-l adaug în videoclipul cu preferatele anului, am zis că nu e corect pentru că nu-l descoperisem într-atât de mult timp încât să zic că
Da, l-am folosit mult și pot să garantez pentru el, dar pentru luna asta zic că merită. Îmi place foarte, foarte mult. Este vorba despre acest elastic de la Invisibubble. Eu, sincer vă zic că n-am mai avut niciun elastic de la Invisibubble, acela cu tip șnur de telefon. Am avut tot timpul și am și acum chiar împăram unul, pentru că am vrut să vi-l arăt pe ăsta și de asta nu-l folosesc. Ieftine, de la Primark, de la H&M, de pe unde mai găsesc. Dar am văzut-o pe Ioana Costache vorbind despre acest elastic de la Invisibubble, care este practic elasticul lor clasic, în formă de fir de telefon, îmbrăcat în această catifea, nu venea numele în română, în această catifea. Și de ce l-am cumpărat? Ea a menționat într-unul din videoclipurile sale, în primul rând, dacă nu urmăriți pe Ioana, vă recomand cu drag să mergeți și să urmăriți, am să las link-ul ei în descriere, pentru că este o fată de nota 10, este o fată foarte finuță, foarte frumoasă, îmi place foarte mult cum vorbește, îmi place ceea ce filmează și, da, nu știu, de-abia aștept să treacă pandemia asta, să ajung și eu în țară și am stabilit că o să ieșim la o cafea, pentru că suntem pe aceeași lungime de undă, cam așa simt. Dar să revenim la acest elastic. Ioana menționa că acesta este singurul elastic pe care ea l-a folosit și care nu lasă urmă în păr. Și eu am aceeași problemă. Orice elastic aș folosi, inclusiv acestea fir de telefon, tot timpul îmi rămâne urma aia de păr strâns și mă enervează maxim, pentru că uneori mă grăbeam sau când mergeam la birou în special, nu aveam timp dimineața să mai stau să-mi îndrept părul și așa și îmi rămânea tot timpul valul așa la spate de păr care a fost ținut în, lasă să zic, în priză, nu în priză, care a fost ținut în coadă. Și am înțeles de la Ioana că și elasticele clasice de la Invisibubble lasă acea urmă, dar că de când l-a descoperit pe acesta, nu mai are problema asta. Recunosc că eram puțin sceptică în privința părului meu, nu că Ioana n-ar spune adevărul, dar mă gândeam, am încercat atâtea elastice, chiar să fie ăsta the one? Și da, chiar este, serios vă zic, am rămas foarte șocată și l-am testat câteva săptămâni asta să mă uit așa atent dacă chiar îmi lasă urma aia în păr. Nu, nu lasă deloc. Evident că părul, dacă îl strângi foarte tare în coc sau așa, o să ia puțin unduleu la vârfuri în special, dar când îi dau drumul și îl las așa să stea el, nu mai are gâlma aia la spate, nu știu cum să zic, guguloiul la care se formea, valul despre care am zis puțin mai devreme. Arată mult mai bine părul și îmi place foarte, foarte mult. Acum, sincer, nu știu dacă asta se poate spăla la mașina de spălat, că mă gândesc că după câteva luni, el miroase ok. Evident că am grijă de el și nu mi-l pun când am părul extrem de murdar, dar da, am să încerc să-l pun la mașina de spălat să văd cum se comportă. Momentan văd că mi s-a alergit puțin pentru că eu trag de el, mai ales când îmi fac părul coc. Dar sunt foarte mulțumită de el și cred că pe viitor o să mai îmi cumpăr încă unul. Mi-aș lua și unul într-o culoare mai deschisă, de ce nu? Dar vi-l recomand cu mare drag. Următorul favorit este un cadou pe care l-am primit de Crăciun de la Tibi și de care luna asta aproape că nu m-am despărțit. Este vorba despre ghetele de la UGG. Îmi plac atât de mult, sincer, atât de mult îmi plac. Și, nu știu, sunt atât de comode, atât de călduroase. Am ieșit acum, când sunt minus 5 grade afară și m-am simțit atât de confortabil la picioare. Mi-era cald, mi-era bine la picioare când am purtat cizmele astea și nu le găsesc niciun motiv pentru care să zic că nu ar merita să le cumpărați. Da, e adevărat, sunt scumpe, dar se comportă genial, îmi plac foarte, foarte mult. Ale mele am văzut că sunt waterproof, dar nu m-aș risca, adică în zilele în care ploua tare și era ud pe jos, nu m-am riscat să ies cu ele. Ies doar când e uscat sau foarte, foarte puțin ud după ploaie, să zic. Dar extrem de mult îmi plac și, da, nu știu ce să vă mai zic altceva decât că le ador și dacă aș putea, mi-aș mai lua încă 5 perechi, să am pe mai multe culori și să pot să le port toată iarna, să nu mă încalz decât cu ele, pentru că sunt vis paradis. Și da, mi se pare că la stilul meu, mai ales acum casual, așa că ies în blugi sau în training, sunt cele mai potrivite încălțări. Am și o carte despre care vreau să vă vorbesc. Am citit-o în luna ianuarie și mi-a plăcut foarte mult. Este cea scrisă de Rodica Ojoc Brașoveanu, se numește Grasă și proastă. Recunosc că nu e ceea ce mă așteptam eu să fie, pentru că cred că v-am zis în momentul în care am făcut videoclipul cu holul de cărți,
Eu înțelesesem că Rodica o joc brașoveanu ar fi un fel de Agatha Christie a României și am mai citit despre chestia asta, adică n-am văzut părerea asta într-un singur loc. Și da, mă așteptam să fie ceva, nu știu, în genul Orient Express, să zic, dar nu, este o carte, nu vreau să dau spoilere, dar sunt mai multe povestiri foarte amuzante, cu situații penibile, situații tragico-comice, aș spune, și cu niște personaje foarte frumos conturate, foarte reale, să zic așa. Mi-a făcut mare plăcere și chiar mă vedeam că vreau să continui cartea, nu vreau să o las din mână. I-am dat doar 4 stele pe Goodreads, din câte țin eu minte, pentru că nu e genul de carte pe care să zic că da, aș vrea să o recitesc. Și de obicei dau 5 stele la cărțile pe care, nu știu, m-au lăsat așa o amprentă destul de puternică asupra mea și pe care vreau să le recitesc la un moment dat în viața asta, dacă este posibil. Asta e haioasă, e drăguță, e o carte foarte ușor de citit, dar nu e chiar o capodoperă pentru mine, să zic, însă o recomand cu mare drag și dacă aș citit-o, chiar vreau să-mi spuneți dacă v-a plăcut și vouă sau aș fi curioasă să aflu ce alte cărți scrise de Rodica Ojoc Brașoveanu îmi recomandați, pentru că vreau să mai cumpăr cărți ale acestei autoare, însă nu știu exact cu ce să continui. Mi-ar plăcea să mai găsesc încă una așa în stilul ăsta ușor amuzant, dar sunt deschisă la sugestiile voastre. În videoclipul cu preferatele anului 2020, știți că am inclus ceaiul de la Twinings, cel cu roibos și miere, parcă așa este, roibos and honey, da, roibos și miere și are și aromă de curmală picantă. Ăla rămâne preferatul meu încă, dar luna asta am descoperit un nou ceai și tot de la Twinings. Este vorba despre acesta. Bine, faceți abstracție de cutia pe care am rupt-o într-un mod magnific. Nu știu, doar eu pot să fac chestia asta, adică da, nu intru în detalii. Dar este cel care se numește Sleep, este cu măr aromat, vanilie, mușețel și floare de fructul pasiunii. Îmi place foarte mult ceaiul ăsta. Nu e atât de aromat ca cel cu roibos, dar mirosul lui mi se pare identic cu cel din ceainăriile Cărturești. Dacă ați fost în ceainăriile Cărturești, știți cât de frumos miroase acolo. Și da, nu știu, m-a izbit așa mirosul când am simțit ceaiul ăsta și mi s-a făcut așa un dor să merg în Cărturești, să miros cărțile, să... Foarte mult îmi place la Cărturești și da, ceaiul ăsta mă face să mă simt mai aproape de acea ceainărie și librărie și vi-l recomand. Cred că se găsește și în România. Mi se pare că am văzut la o fată din România pe Instagram că vorbea despre el. Și când am fost la cumpărături, l-am văzut și pe raft și am zis că am suficiente ceaiuri, dar ăsta merge cu mine și nu regret deloc. De când l-am cumpărat, aproape în fiecare seară beau cu tocană, pentru că îmi place foarte mult. Nu știu dacă mă ajută cu somnul. Nu mă ajută cu somnul, nu cred. Dar aroma lui e foarte relaxant, așa, și mă duce în starea aia de a citi o carte, de a mă relaxa. Nu cred că am mai prezentat un podcast într-un astfel de videoclip, dar de data asta am să fac pentru că am descoperit unul, adică am descoperit, l-am văzut recent și mi-a plăcut foarte mult și am zis că vreau neapărat să-l împărtășesc și cu voi. Este un podcast realizat de George Buchnici. Eu le-am văzut pe majoritatea celor realizate de George Buchnici și îmi plac. Evident că nu toate, dar mă atrage podcastul lui. Și recent am văzut podcastul în care l-a avut invitat pe Paul Olteanu. Spre rușinea mea nu auzisem de el până acum, dar el este un coacher și face tot felul de traininguri, atât în România cât și în Europa, despre minte și antrenează tot felul de firme, de manageri, oricum are o activitate foarte interesantă și de când am văzut acel podcast am zis că vreau neapărat să urmăresc activitatea lui. Știu că și Paul are pe site-ul mindset.ro mai multe podcasturi și vreau să le ascult, sunt foarte interesată. Dar momentan l-am ascultat pe acesta împreună cu George Buchnici, care se numește Cum să îți rescrii mintea. L-am aici scris pentru că uitam cum se numește. Dar este un podcast de două ore care au trecut destul de rapid pentru mine, pentru că efectiv m-a prins. Inițial când i-am dat play nu eram atentă, stăteam pe laptop
și făceam altceva, dar m-a prins atât de tare încât am lăsat totuși, mă uitam la acel videoclip. Și da, chiar vorbește despre puterea minții, despre cum poți să-ți îmbunătățești tu viața de zi cu zi, făcând anumite lucruri și, nu știu, mi s-a părut foarte interesant acest subiect, mă atrage chestia asta și, deși nu citesc foarte multe cărți de dezvoltare personală, pentru că uneori mi se par puțin superficiale, mi se pare că nu te ajută chiar de mult precum ai vrea tu, dar m-a vorbit despre anumite dovezi științifice, cum îți poți schimba și cum îți poți antrena creierul să fie prietenul tău și să te ajute să faci ceea ce îți propui. Mi s-a părut foarte interesant și vă recomand cu drag, dacă și voi sunteți pasionați de acest subiect, vă recomand cu drag să vedeți acel podcast. Am să las în descrierea acestui videoclip ca să mergeți să-l vedeți în momentul în care vreți și voi, evident, dacă vreți. Și v-am zis de la începutul videoclipului că am și un lucru care m-a dezamăgit luna asta. Este vorba despre un serial. Un serial pe care am început să-l urmăresc din noiembrie, cred. Este vorba despre Gilmore Girls. Da. Ce pot să zic? Urmăream acest serial când eram mică. Știu că era pe Acasă TV. Dar niciodată nu l-am văzut cap-coadă și nici măcar un episod nu l-am văzut cap-coadă. Vedeam așa, aleatoriu, jumătate de episod, când și când mă nimeream să fiu în fața televizorului. Și țin minte că îmi plăcea foarte mult, în special, atmosfera din serial. Nu înțelesesem eu foarte mult din acțiune. Da, știam că e vorba despre o mamă și o fiică, fiica care e la colegiu și, na, viața lor cât de cât acolo. Dar mi se părea drăguț și acum când am văzut că era pe Netflix, am zis că hai mă să mă uit, oricum veneau sărbătorile, stând în casă cu pandemia asta, ce să faci? Te tot uiți pe Netflix. Și am zis, e perioada perfectă pentru a urmări acest serial, dar nu înțeleg care e nebunia cu acest serial, chiar nu văd care e acel ceva al acestui serial care îl face atât de popular. E adevărat că e drăguț, e drăguț să vezi așa orașelul acela Stars Hollow cum arată și cât de cozy e. E cute să zic într-un fel faptul că ele beau atâta cafea și că mănâncă atât de nesănătos și e foarte frumos să vezi relația dintre mamă și fiică cât de unită e. Dar în afară de lucrul ăsta, ca și acțiune, ca și regizarea filmului, a serialului, mi se pare foarte static, foarte plictisitor. Uneori, nu știu, mă trezeam că mai ține mult episodul ăsta. Sunt episoade destul de lungi, multe episoade în care nu se întâmplă nimic. Foarte tras de păr, reacția așa exagerate. Nu știu, n-a fost pe gustul meu. Acum, dacă vouă vă place serialul ăsta, nu-i nimic de la locul lui, nu zic că e o problemă la mine sau la voi, pur și simplu cu mine nu s-a pupat. A încercat și Tibi să se uite cu mine și la fel râdea tot timpul că, Doamne, cât de exagerate sunt situațiile. Dar cu toate astea, nu știu, am avut așa o curiozitate să văd până unde merge, cum se termină, pentru că dacă nu l-am văzut când era mic, am zis, hai mă, să văd măcar cum se termină serialul ăsta. Am văzut cele 7 sezoane. Și apoi am văzut și A Year in the Life of Gilmore Girls, care are 4 episoade, mi se pare, episoade care durează o oră și jumătate, aproape 2 ore chiar. Și ăla mi s-a părut și mai plictisitor, extrem de plictisitor, cel puțin episodul 3 din acest sezon. Deci nu, mi s-a părut că băteau câmpi, efectiv, nu mai țineau cont de personaje, erau într-o fabulă continuă, iar în ultimul episod au îngrămădit tot așa ca să termine. Da, nu știu, mie nu mi-a plăcut, nu-l recomand nimănui și dacă vouă vă place, mă bucur pentru voi, mă bucur că voi nu v-ați pierdut vremea uitându-vă la el. Eu simt că am pierdut vremea, bine, da, că nu am fost 100% atentă la el, mai făceam și alte treburi între timp, dar tot ce am rămas din acest serial e faptul că dacă voi avea vreodată un copil, mi-ar plăcea și mie să fiu atât de apropiată de el sau de ea, cum e și Lorelai Gilmore de Rory. Dar în afară de lucrul ăsta, nu am rămas cu nimic din acest serial. Adică nici măcar nu m-a amuzat. A fost pur și simplu acolo să fie. Cam acestea sunt bunele și relele lunii ianuarie. Am uitat să menționez că un lucru care mi-a plăcut foarte mult luna asta e faptul că a nins aici în Anglia și a nins la modul în care mergi pe zăpadă, nu mergi pe floșcaraie.
Și acum încă e zăpadă afară și îmi place atât de mult, deci ăsta clar este un preferat al lunii. Și cred că se va topi în curând, nu cred că o să o țină mai mult de azi mâine, dar sunt foarte recunoscătoare pentru că avem zăpada asta, ne mai ridică așa spiritul, că tot stăm în case și nu facem nimic. În Anglia se prevestește și că se va continua carantina, așa că... Dar măcar avem zăpadă zilele astea și sunt foarte fericită. Spuneți-mi și voi dacă la voi anis, dacă aveți preferate pentru luna aceasta, dacă e ceva ce nu v-a plăcut, pentru că sunt tare curioasă. Să știți că mereu vă citesc comentariile și mă inspir din comentariile voastre, din tot ce îmi scrieți voi acolo, că v-a plăcut, că nu v-a plăcut, recomandările voastre. Mi-e foarte drag să citesc comentariile și le apreciez pe fiecare în parte. Așa că vă mulțumesc tare mult că ați rezistat până la final. Iar până data viitoare, nu uitați, aveți grijă de voi și de sufletele voastre. V-am pupat! Pa!